Ieri la notar, în cazul celor care vor să divorțeze mai repede, soții care vor să pună capăt căsniciei nu o vor mai putea face decât în fața instanței. Decizia aparține magistraților în altei curți de casație și justiție, care argumentează că desfacerea unei căsătorii este o problemă personală în care este implicat statutul persoanei, iar acesta nu poate fi subiect de negociere. Drept urmare, soții care vor să divorțeze o vor face în sala de judecată, la termene, cu avocați și martori. Și stăm de vorbă despre acest subiect alături de avocatul Adrian Cuculis. Bună ziua, domnule avocat, vă mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Mulțumesc. Cum vedeți această decizie în alte curs de casație și justiție? Va îngreuna o astfel de situație? Știu că la notar lucrurile mergeau mult mai repede. Da, situația la care se referă în alta curte are de a face mai degrabă cu sfera de aplicare a legii medierii, respectiv a mediatorilor, care știm că până acum aveau posibilitatea să închidă acel acord de mediere de față cu părțile care se aflau cam pe aceeași poziție procesuală, adică voiau să divorțeze de comun acord. Ulterior era trimis acel acord de mediere la instanță și instanța îi divorța. Acum, sigur că lucrurile se vor complica puțin, pentru că nu vor mai sta în confortul biroului unui mediator, vor trebui să meargă în instanța de judecată, să formuleze o cerere de chemare în judecată, pentru ca ulterior să se fixeze un termen, să fie prezent în sala de judecată și să fie exprimat acordul lor expres pentru desfacerea căsătoriei. Dacă mă întrebați, tehnica legislativă s-a modificat mai mult, pentru că părțile care voiau să divorțeze de comun acord aveau mai multe posibilități, fie să meargă la notar pe calea administrativă, fie la mediator, care ajungea ulterior tot în instanța de judecată, la primărie sau în ultimă instanță, atunci când părțile nu se înțelegeau sau chiar voiau să obțină o hotărâre judecătorească, direct la judecător. Sigur că discutăm exclusiv în momentul de față doar de ceea ce înseamnă divorț în acord, deci nu când existau părți pe poziții procesuale distincte, adică o parte voia ceva, cealaltă voia ceva. În continuare, să știți că a rămas valabilă semnarea acordului de mediere cu privire la ce se întâmplă cu minorii în urma desfacerii căsătoriei, partajul judiciar și, sigur, inclusiv programul de vizitare. Așa că eu spun că nu o să vedem multe diferențe, sigur, poate mult mai multe cereri pe rolul instanțelor de judecată, însă în alta curte a stabilit exclusiv chestiunea asta de tehnică legislativă, că divorțul prin mediator nu mai poate fi efectuat, pentru că au existat multe hotărâri contradictorii. O parte dintre judecători au spus că da, se poate lua act de acordul de mediere, o parte au spus că nu se poate lua act de acordul de mediere și atunci a intervenit în alta curte și a spus clar, mediatorii nu pot face această procedură. Spun judecători în altei curți așa, este implicat statutul persoanei, iar acesta nu poate fi subiect de negociere. Ne gândim oare și că a fost luată în considerare și chestiunea legată de partaj și că este oricum mult mai corect să divorțeze eventual în fața instanței la judecător, acolo unde fiecare poate să spună tot ce vrea, să aducă probe pentru a-și susține cauza cum ar veni. Chestiunea aceasta cu drepturile personale, să știți că derivă chiar din legea medierii, unde se arată foarte clar acolo că nu pot fi supuse medierii drepturile personale. De acolo s-au și inspirat judecătorii de la Înalta Curte, care ei de fapt nu au venit să completeze într-un fel legea, au venit pur și simplu să interpreteze dacă legea medierii le permite mediatorilor să semneze un asemenea acord, ajungând la concluzia că nu se poate face o asemenea, nu se poate face un asemenea act juridic care să fie ulterior supus instanței de judecată spre analiză. Sigur că o hotărâre judecătorească, atunci când vorbim despre părți care au alte pretenții financiare în urma unui partaj sau nu se înțeleg pe motivele de desfacere a căsătoriei sau minorul deja devine o monedă de schimb în cadrul desfacerii căsătoriei, în mod clar ar trebui să fie supuse și nici nu există altă procedură instanței de judecată, care poate să administreze probe, să audieze martori, să administreze interogatorii și așa mai departe. Știm, spre exemplu, că pe relația cu Italia sunt foarte mulți și români și românce căsătorite cu cetățeni italieni, care nu pot divorța decât exclusiv în fața instanței, neexistând posibilitatea ca mediatorul sau, eu știu, notarul sau ofițerul de stare civilă să poată dispune desfacerea căsătoriei. Deci instanța de judecată oricum rămâne pilonul principal când vine vorba despre lămurirea situației pe partea dreptului familiei. Vă mulțumesc foarte mult, domnule avocat, pentru această intervenție și pentru lămuririle pe care le-ați dat. Mergem mai departe.